Bună, dragilor! Am pus să fac o supă de linte și să vedem ce iese. Am mai făcut supă cremă de linte și mi-a plăcut la nebunie, dar acum aș vrea să las lintea întreagă, să vedem cum iese. Poate totuși are un succes să mănânce și copilașii. Am pus legumele la fiert, o să verific să văd dacă sunt gata, iar apoi voi adăuga lintea și să vedem ce iese. În cazul în care nu-mi place cum are gustul și așa, o să mai scurg din zeamă și o voi face cu blenderul să fac supă cremă de linte. Bogdan a plecat să o aducă pe Selena, deja este 12 și un sfert. Marc aude că au venit cu capra și nu știm exact pe unde sunt și el văd că îmi trage perdeaua. Se aude sunet. Uite în față acolo. Uite în față, Marc. Uite acolo. Uite acolo, uite acolo, uite. La blocul ăla mare, înalt. Îi vezi acolo? Da, îi vezi? Bate din tobă. Bate din tobă, bate la tobă. Acolo, da. Și mie îmi place la nebunie că tu îmi pui mâna pe geam și eu abia le-am șters. La nebunie îmi place. Cel mai mult. Încearcă să nu mai atingi geamurile, te rog. Te iog. Ce a venit cu capra? La noi acasă? Păi au venit să facă și ei un bănuț. Dar nu se mai văd. Nu se mai văd, Marc. Au trecut de bloc și nu se mai văd. O să mă apuc să spăl lintea și să o bag în oală. Mă apuc să fac curățenie în baie, mi-am pregătit aici mănușă, prosoape de astea de hârtie și Marc deja face scandal, i-am dat să mănânce puțină supă și el a zis că a mâncat-o pe toată și nici nu a mâncat. Și acea puțină cantitate care ți-am dat-o, nici măcar nu ai mâncat-o și ai spus că ai mâncat. Am băgat la spălat, am băgat asta, nu știu, ctatură, că am mai spălat niște rufe și le-am pus acolo să se usuce, că sunt rufe care nu pot fi uscate la uscător. Ce e? Mă supăr pe tine, mă supăr pe tine și am o grămadă de rufe de spălat, coșul este plin. Ia uite, cine vine? Ia vezi cine vine. Bună, cine vine? Pentru tine, unul e a tău și unul e al Selena. Ce ai primit acolo? Ia să vedem. Wow, ce frumos, le-am pachetat. Vezi, e de la vecina lui Tosca din Italia, mama. Care stătea acolo și venea și vorbea cu voi. De ce nu poți să Păi poți să deschizi, normal, dar doar că una e a ta. Selena! Vin la mama! Care e a tău? Păi, cred că ăla cu fundiță verde e a tău. Hai încoase, Eli. Ai un cadou. Ăla mare, cred. Ăla mic, cred că e al lui Marc, nu știu. Vedeți, desfaceți. Este al lui Marc, se simte. Desfaceți să vedem ce v-a picat. Trage de fundiță, așa. Stai, trage. Dar Stai un poți pic. să deschizi târziu. Nu. Poți ieși baia. Da. Uau, Ce ce vrei? drăguț! Ce drăguț! Ai primit o mașinuță cu telecomandă! Te bucur! Ia să vedem Sally ce-a primit. Wow, ce drăguț! Uite Sally ce a primit. Uite și asta. Are bebeluș, are burtă, e gravidă. Aici mare unul, aici o fetiță și mai are și ceva în burtică. Da, ia stai să Are trei copii! Ce frumos! Asta e de la vecina lui Tosca, mama. Da? Tanti aia de dedesubtul ei care avea părul negru și avea cățelul. Mai ții minte? Da! Dai că-ți deschide tata. Vine tata să deschidă că eu am altă treabă de făcut. Să-i deschizi un pic, să-i bagi baterii, te rog. Astea sunt pachete venite de la mama din Italia. Ia să vedem ce a trimis drăguța de ea aici. Au venit ieri pachetele și abia astăzi le-am primit. Caramele, de fapt nu caramele, jeleuri. Kinder Card. Încă un Kinder Card. Doar că acestea cred că le voi pune eu bine, cel mai bine, să le pun aici, să le pitesc, că mai au.
Aici eu am primit un grătar foarte, foarte fain. Este super. Deci îmi doream de mult timp un grătar din ăsta cu capac și am zis că las, că o să cumpăr și s-a nimerit acum ca mama să mă întrebe ce-mi doresc să-mi cumpere, că era un set de 3 oale, un grătar din asta și un grătar cu găuri din alea rotunde, special de hamburger și să facă un carne din aia pentru burger. Burger. Și eu i-am zis că îmi doresc acest grătar și sora mea și-a luat o oală cu vapor, ceva de genul. Uite ce fain e grătarul. 4-1-1, zice. 4-1-1? Unde? Ah, da, forneto, griglilia, piastra, girafritata. Da, bun. Ai primit o pungă de marshmallow. Da? Două pungi de marshmallow. Geleurile mele preferate. I-am zis lui mama că mie îmi plac mult astea și selenei. Așa. Haribo. Ursuleți. Geleuri cu zahăr din ăla, nu cu zahăr, cu sare de lămâie. Geleurile astea sunt foarte bune. Și-a luat așa. Și ia să vedem ce mai avem noi aici. Aici am o bluză. Așa, acest plovăr drăguț cu ursuleț polar. Urs polar! Vezi? Ce? Da, e al meu. Și au mai primit câte 20 de euro fiecare. Da, mam, de la bătrâna mamei, Tosca, și Alda, prietena bătrânei, i-a dat 20 de euro, adică câte 10 de fiecare. Așa aveți 20 și 20. Te bucuri? Cum îi zici lui Tosca? Mulțumesc! Zic grație, Tosca! Grație, Tosca! Îi trimiți un pupic? Și zic grație, Alda! Grație, da! Alda! Da! Și grație! Grație! Roberta! Roberta! Trimite-le pupic! O să le arate mamaie! Să știi că cred că voi face supa asta cremă. Mi s-a sfărâmat toată lintea. Am fost un pic pe la baie și până m-am întors deja lintea s-a sfărâmat. Așa că o fac supă cremă și cred că e mai gustoasă. Vrei să încerci așa să vezi? Poate îți place? Ia să vă arăt grătarul. Îl scot din cutie, să arunc și cutia asta la gunoi când ieșim. Mamă, dar ce fain e. Deci e superb. E superb. Mulțumesc din suflet, mama. Chiar îmi doream un astfel de grătar și îmi doream în primul rând pentru a nu mă mai chinui cu capacele, că tot timpul mă chinuiam cu capacul și așa, ăsta e perfect. Deci e super tare. Are să spui de asta? De partea asta, cred. Sau are de rezervă? Nu, cred că e de rezervă, sau? Da, e de rezervă. În cazul în care ți se strică ăsta, poți să-l înlocuiești cu ăsta. Super tare. Da, să-l băgăm pe aici, să-l păstrăm. Deci e super tare. Deci în ăsta poți să faci o grămadă de chestii. O grămadă. Dar ăsta de ce joacă? Așa joacă el? Sau? Aici cred că trebuia să mai aibă o chestie din asta. Și nu mai are. Sau așa e el? Aici înăuntru nu are nimic. Asta să mă uit în poză cum arată. A, nu. Sau ba da? Ba nu. Nu trebuie să mai aibă. Așa e. Așa e el. Mă gândeam că e defect. Așa e el. Deci la grătarul ăsta se scoate chestia asta și eu nu știam. Deci se face așa. Și poți să o folosești și așa dacă vrei. Eu am crezut că e defect. Dar nu e. Tu ești capra.
Am scos aici niște supă pentru Marc și voi lăsa la răcit în această caserolă. Doar zeamă cu morcov, că el nu mănâncă altceva. Și asta o voi blendui să fac supa cremă. Și după aceea să-mi șterg goală, că așa nu-mi place cum a sărit pe marginea oalei, să o șterg un pic. Nu îmi place deloc să o las așa, dar după ce voi blendui, că cu siguranță va sări. Și apoi să-mi termin curățenia în baie, că n-am apucat să șterg decât la chiuvetă. Am pornit uscătorul, sper să meargă, că ne-a făcut în ultima perioadă figuri. Am pus să mâncăm supă de crotoane doar eu cu Bogdan, că Selenei nu-i place, așa că i-am făcut și ei și Irinei câte un ou. Marc a mâncat supă din asta normală, din asta care i-am pus aici în caserolă. Eram sigură că nu o să am un succes cu supa, dar am zis hai totuși să încerc, mai ales că este bună, adică e plină de vitamine și acum trebuie să văd ce să gătesc pentru diseară, să mâncăm și noi, dar și ei, și să gătim ceva, să mâncăm toți. Că dacă gătim să mâncăm doar noi, adulții și ei, nu, n-am rezolvat nimica. Și trebuie să plecăm, avem niște treabă de rezolvat prin oraș, trebuie să ajung la magazin și aștept să-mi termin curățenia în baie după ce mănânc și apoi să mă pregătesc să mergem să rezolvăm treburile. Șofer. De iarnă, da. Șofer de iarnă. Nu am curaj să merg acum pe... Ai. Bine, pe principală e cât de cât ok. Tot e în unele locuri zăpadă sau gheață și alunecă destul de tare și cel puțin pe străduțele astea unde nu a dat cu nimic e jale și mai bine nu mă risc. Stau aici în dreapta că mă simt mai bine, mult mai bine. Am plecat să rezolvăm treburile, uite-l și pe ăsta, ai grijă că... Ce a venit moșu? A fost moșu la Betty acasă? Hă? Da. Îți place? Are butoane? Îi dai un popic lui Betty? Cu ce-a înghețat la Săniuș. Te-a filmat tata la Săniuș? Da. Da? Vrei să desfacem? Da. Du-te la Betty să ți-l desfacă. Da, da, fi nervos. Eu zic că e mai riscant, nu știu. Uite și Marc, ia uite, singur, ia uite. Marco așteaptă acolo ca să treacă fetele întâi. Deci o să fie un zalmen. Marco așteaptă să-i treacă fetele. Lasă-o
Păi stai că după aia te dai tu, stai să trec. Hai că te dai și tu, hai. Hai sus înapoi să ne aducă sanea și ne dăm. Păi stai că trebuie să te țin și eu. Hai să dăm de unde ne dăm, uite, îi arătăm de sus. Uite, zi, eu mă dau pe funduleț. Te dai și tu. Da, haide. Unde ai ajuns aici? Ia țeniuș. La săniuș? Da, ia ți-am dau ia săniuș. Asta îți doreai tu. La săniuș? Da. Uite-le și pe fete. Hai să vedem ce fac ele de sus de acolo. Mamă, ce fain să joacă macu. Uite, hai să le vedem pe fete, uite, să le filmăm. Certați. Este 6 și 10 seara. Eu m-am apucat să-mi fac unghiile. Mi-am făcut construcția. Adică construcția. Am pus tipsurile și urmează să pun gelul. Și m-am gândit să mi le fac așa. Trebuie să le fac și pe acestea pătrate. Nu știu care mă avantajează mai mult, nici nu știu, dar am zis că să schimb, să nu mai fie un timp pătrate. Mie îmi place mult mai mult așa, pentru că mi se pare că sunt mai finuțe. O să întorc camera să vi le arăt imediat. Și suntem și noi pe aici prin casă, Bogdan prin dormitor, eu îmi fac unghiile, copiii sunt aici în sufragerie cu mine și se ceartă pe acel marshmallow, acea pufoșenie. Am primit și niște cadouri drăguțe de la Betty, că nu știm dacă ne vom mai vedea în preajma sărbătorilor sau până la sărbători. Ea lucrează, iar noi s-ar putea să plecăm și nu știm dacă ne mai vedem, așa că noi ne-am făcut datoria față de ea, iar ea și-a făcut datoria față de noi și am încheiat cu cadourile din partea ei și noi pentru ea. Eu îmi fac unghiile pe jos pentru că nu mai am loc la masă din cauza bradului și chiar nu mai am chef să mai mi-aduc altă masă și să o pun pe aici și nu vă mai certați. Mi se pare că sunt mult mai finuțe așa. Asta cred că am făcut-o prea scurtă pentru degetul ăsta, dar nu mai dau jos acum. Și la asta la fel, aceeași problemă. Dacă vedeți, e destul de scurtă. Și nici nu știu ce model să-mi fac, dacă mă credeți. Nici nu știu ce culoare să-mi fac. Probabil le voi face roșii. Și cam atât. Nu știu, sau poate și cu un model, ceva. Habar nu am, dacă mă credeți. Mâna asta mi-am terminat-o. Uitați ce finuț arată, că acum pot să vi le arăt. Mi se pare că sunt mult mai finuțe așa decât așa. Deci pătratul ăsta mi se pare că mă face balerina, parcă e mai drăguț. Cu toate că dacă ar fi fost mai lung, ar fi fost mult mai drăguț, dar și pătratul îmi place, doar că mi se pare bădăran, așa, parcă ăsta îmi subțiază degetele, iar ăsta mi le îngroașă, nu știu, așa mi se pare mie. Și acum o să mă apuc să le tai așa pe margini cu forfecuța, pentru că dacă stau cu pila am o grămadă de pilide, îmi ies ochii. Și așa le voi tăia, așa le voi face forma cu forfecuța și apoi le voi pili. Marco, ia du-te și vezi ce face tata, unde-i tata? Hai du-te, te rog, a pus muzică și pilifiază că nu am voie pe YouTube cu muzică. Imediat mă apuc să-mi fac gelul, deja e târziu, e 6 și un sfert, eu să vezi ce termin, cine știe în cât timp termin eu. Ia dă, ce mai avem în punguța aia acolo? Bine, mă duc în cameră. Ia, dă-mi coa. Da.
Am primit un șampon de la Balea și miroase foarte, foarte drăguț, dar din păcate eu nu-l pot folosi, așa că îl va folosi Selena. Știți că eu am probleme cu mătreața și trebuie să mă spăl doar cu Gerovital. Bogdan a primit aici un aftershave de la Straight, acesta negru. Și miroase bine, nu? Mm-hmm. Asta e preferatul meu, ăsta negru și cel albastru. Miroase chiar bine, așa. Eu am primit acest gel pentru sprâncene de la Essence. Am zis că am fost odată cu ea și am zis că vreau să-l încerc și că mi-l doresc. Are o pensulică așa mică, drăguță, și aici are un săpun sau o ceară foarte tare, transparentă. Pardon, am primit Coca-Cola de la Bogdan și de aceea răgâi. Și aici am mai primit un lip gloss, tot de la Essence, foarte drăguț. Nu știu dacă puteți să vedeți, are așa niște particule de clipici așa rozalii, dar e foarte, foarte drăguț. Deci este superb, așa. Și atât? Și aceste două cănițe. Deci Bogdan a primit o cană și acest parfumet, iar eu am primit aceste trei lucruri ușoare și o cană. Și Marc a primit un escavator și o ciocolată neamare, iar Selina a primit o bluză cu Minnie Mouse și tot o ciocolată neamare. Marc a primit cu Oreo, iar Selena cu cheesecake. Da. Foarte frumos din partea ei. Dar de ce te-ai agățat aici, oare? Ce... Bun, asta cred că e gata. Asta, cred că asta mică ar fi trebuit să fie puțin mai lungă, cel puțin așa o văd eu. Dar nu ne ia nimeni mâinile la control, așa că le voi lăsa așa. O mai am pe aceasta, de la degetul arătător, să tai. Și apoi încep cu pilinsul. Te recomandai pe la tine? Da. Da, și tu mai încep că bagă ăștia muzică și n-am voie muzică fără drept de autor. Au! Unde vii tu? Deci, am pățit să mi se restricționeze unele vloguri din cauza la muzică. Ai stat la vorbă o grămadă acolo în cameră. Chiar nu știam ce se întâmplă. Selena întrebă, unde-i tata? Tu erai în dormitor, stai la telefon, vorbeai. Dar chiar nu ne-a văzut. Hai astăzi că l-ai claxonat. Las că nu, că nu v-am văzut. Doamne, cum nu ne-a văzut măcar? A început, dar din caș a început să râdă. Eu cred că Nina a fost atent și a început și el să râdă așa ce-a fi zis. A fi zis că l-a claxonat și pe el vreo gagică și... Astăzi în sensul giratoriu, înainte de a intra în sensul giratoriu, Haiu era, și pentru cei care nu știți, Haiu este soțul mamei mele. Era pe autobuz, el lucrează șofer la RAT. Autobuzele care circulă în Brașov și Bogdan l-a claxonat și s-a uitat la noi, a dat din cap, a început să râdă și a plecat mai departe. Noi am crezut că ne-a văzut și acum la telefon ne-a spus că nu ne-a văzut și că nu știe despre ce vorbim. Mă, nu ce mă doare în spatele. Nu știu, el n-a văzut. Apropo, trebuie să-l sun pe tata că m-a sunat și te că a trecut atâta timp, nici nu știu că nu s-a fi pus să doarmă. Trebuie să-l sun un pic și pe el să văd ce face. Și trebuie să mă apuc să fac sărățele, dar le-am nici nu știu pe când, mâine miercuri, să gătesc câte ceva și să avem și noi. Chiar dacă plecăm, vom lua cu noi ce gătesc, sărățele, turtă și alte lucruri. Le voi lua și vom mânca acolo. Și dacă mergem acolo, fiecare trebuie să-și aducă de mâncare ce gătește acasă. Și se pune la total. Mâncăm toți. Ori fiecare își mănâncă mâncarea lui, ori punem la grămadă. Așa că... Deci la asta mai am de subțiat. Asta, sincer să fiu, nu prea am avut chef să-mi fac unghiile. Vă spun sincer, deloc. Pentru că... Am avut așa o stare destul de ciudată, ieri și alaltă aș fi avut chef să fac unghiile, dar am zis, măi, nu le fac, mi se pare că e prea repede, hai să mai stau, că... Na. Și...
Am zis, hai să mă apuc să le fac astăzi, mâine deja este miercuri, până fac sărățele, poate niște fursecuri sau ce mai fac eu, o să-mi ia timp. Și dacă joi am zi de curățenie și vineri zi de mâncare, salată de biof și poate și ciorba de burtă și sarmale sau nici nu știu ce o să fac, nu o să mai am timp să-mi fac unghiile, mai ales că vineri mergem și cu Colindu, adică, na, mai sunt alte chestii de făcut. Vreau să vă spun că mi-am cumpărat pilă și am dat 2 lei sau 3 lei pe o bucată, nici nu mai știu să vă zic cât am dat. Și pur și simplu, hai, dar ce scurte sunt astea și nu-mi plac. Astea ori o să pun niște, de asta cum se numește? Nu-mi vine pe limbă acum. Așa pățesc eu câteodată, am așa un lapsus. Da, șabloane, un șablon din acesta și voi prelungi să fac să fie mai lungi, pentru că sincer să fiu nu-mi place, mi se pare destul de scurt și nu arată bine, parcă e un deget gras. Da, și vă las ca să-l sun pe tata. Ne auzim mai încolo. Este 8 fără un sfert și pe mine m-a apucat o oră târzie cu unghiile, deci mai am depilit încă 8 unghii, așa că am să închei filmulețul. Să zicem că mai stau maxim jumătate de oră, poate nici atât, să-mi așez unghiile. Păi nu mai pot să vorbesc multe, multe, că am treabă și trebuie să-l editez ca să-l postez, Marc. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi. Pa, pa!